Yeah, boy. Bun, să începem. Bun, păi salut în primul rând. Ați văzut că am postat pe Facebook că vreau să mă apuc de treabă și m-am apucat. M-am apucat de piraterie în sfârșit, din nou după atâția ani de zile. Glumesc în pula mea, am zis că mă apuc să fac, să restaurez eu jocul Need for Speed Most Wanted 2005, de la mașini, la texturi, la tot ce trebuie ca să-l fac un joc cât de cât decent, și aia vreau să fac. Și eu deja am făcut câteva modificări la el și acum urmează să descarc mașina asta, să o iau frumușel și să o pun în Need for Speed, să văd dacă mai știu cum se face treaba, oameni buni. Și nu o să activez camera, dar în caz că vă întrebați, pentru că vreau să vadă tot ce fac pe desktop. Și hai să merg aici. Avem Addons Cars Replace A3. Da, cam așa mare treaba. Intrăm aici. Jocul. În caz că, da, normal, e piratat jocul, să nu vă gândiți că... Deci am pus A3 aici, mergem frumos, închidem fila, dăm start și să vedem ce a ieșit, în caz că... Nu mai știu exact cum se făcea, eu am făcut treburile astea mai de mult, jocul ăsta a fost unul care mi-a marcat copilăria, într-adevăr, da. Faza e că nu mai știu. Încă nici n-am început, o să dau asta mai încet. O să las asta cât de încet posibil, așa vrem. Aici avem totul la maxim. În caz că vă întrebați de ce mă joc pe 1024x768, nu mă joc pe atâta. Mă joc pe rezoluția normală, doar că nu o să afișează aici în joc. Și o să modificăm și asta. Rotate Matrix. Da? Ok, cam aia e. Și haideți, oameni buni. No. Și haideți să vedem mașina. Faimosul A3. Uitați-l. Deci da, o intrat în joc. Asta e. Showcase, nu putem să-i dăm pentru că n-am făcut nimic din joc și o să încep să fac cât mai mult posibil. V-am spus, deja am început să schimb texturile, luminile în joc. Doar că aici trebuie să fac o figură, adică asta și asta, pentru că modul ăsta cam așa ar trebui să fie. Așa, trebuie să așteptăm, asta e. Și am să încerc încă ceva la final, după ce îl modez cum vreau eu și să-i fac ce trebuie. Vreau să văd dacă pot să abladez jocul pe... Da, uite, acum se vede mai ok, nu e așa strălucitor. Și o să-i dăm carer start. Bun, deci acum urmează să ne spargă urechile. Fiți atenți că nu o să ne dau volumul mai încet. Deci... Asta a început cu jocul. Acum o să dau sunetul mai încet, pentru că efectiv îmi sparge urechile și mie. Și totuși se aude cam tare. Deci cred că o să-l dau mai încet de atât. Sper să mă aud eu. Bun, acum cred că mă aud eu. Și după cum vedeți, dacă cunoașteți jocul, cred că v-ați și dat seama că
Da, am modificat deja la el câte ceva. Și ceea ce vreau să modific era aici la gameplay, ca să-i fac așa și așa. După cum vedeți, deja sunt modificate luminile, drumul se vede mai texturat. Cam tot ce se vede în joc deja se vede mult mai texturat, după cum vedeți, sunt alte texturi. Pentru că jocul în sine din 2005 era un cancer de joc și nu mai știu nici să conduc. Bun, aici ni se strică mașina. Aia e. Bun. 6 zile mai târziu, în Rockport City. Mamă, de jocul ăsta mi-a mâncat copilăria, frații mei. M-a făcut să am o pasiune imensă pentru M3. Iubeam M3-ul ăsta când mă jucam în 2007, jocul ăsta, cred că mă jucam. Gândiți-vă, 2007 a trecut de atunci, suntem în 2019, trecut mai bine de 10 ani. Bine, jocul în sine era lăsat în 2005. Când aveam eu 5 ani ieșit jocul, deși n-am apucat să joc până în 2007, când am avut primul meu calculator, dacă mi-a devine aminte. Era vreo 7 ani, am luat primul calculator, sau 6, nici nu mai știu. Și atunci știu că am făcut rost de el, desigur, tot piratat, că pe vremea aia nu știam dacă se poate cumpăra sau că... De fapt, și acum, sincer, să vă spun, nu știu de unde l-aș putea cumpăra, să-l am pe Steam sau pe Origin sau pe ce e el, urs pe ce platformă se poate cumpăra. Și sincer, aș fi vrut să-l cumpăr să nu-l piratez, pentru că l-am piratat, m-a ajutat un prieten, eu nu mai știam, nu știu normal de atâta timp. Cred că m-am lăsat de piraterie de prin 2012, de când a apărut CSGO, atunci am început să-mi fac Steam-ul și Origin-ul și ce mai a fost. Și n-am mai piratat de atunci nimic și m-a ajutat un prieten acum ca să fac rost de el. Și da, oameni buni, aș fi vrut sincer să-l cumpăr pentru că e un old, e o legendă jocul ăsta. Și aș fi vrut să-l adaug la colecție, să-l am acolo, de asemenea ca și Underground 2. Tot timpul făceam chestia asta în Need for Speed, puneam frâna de mână și trăgeam roata în dreapta sau în stânga ca să iasă poza cea mai blană. Cred că și vă ați făcut la fel. O să facem un pic de gameplay cu el acum. Desigur, ca la început o să câștig toate cursele posibile, pentru că jocul ăsta a fost unul din... Cred că singurul joc ăsta a fost care eu am putut să-l termin de cele mai multe ori. Adică, să vă dau un exemplu, cred că l-am terminat de vreo 7 ori pe puțin. Nu mai mi-aduc aminte exact, dar cred că 7 ori pe puțin l-am terminat. Și tocmai de asta am și ales să fac un proiect cu el, pentru că țin minte când eram mic și mă plictiseam de... Bine, atunci nu prea erau multe jocuri, n-aveam nici calculator bun ca să duc alt joc. Tocmai de asta mă jucam doar jocul ăsta cel mai mult. Și de fiecare dată încercam să-l modific cum știam eu mai bine, cu toate modurile posibile și tot ce se putea. Și de asta tocmai am și pus să mă apuc de un proiect acum cu el, ca să-l modific, nu l-am modificat niciodată. De la drum, la ceasurile de bord, la mașini, la tot ce se poate, la clădiri, la mașinile din joc, la tot. Am zis că o să mă apuc de el pe bune, ca să-l fac. Dacă nu de 2019, cel puțin de 2015, un joc de 2015, ca să zic așa, un joc cu 10 ani mai tânăr, pentru că el e din 2005. Și sper să-mi reușească, sincer, pe fiecare episod o să vedeți câte ceva schimbat, să fiți atenți la detalii. Eu sper să vă placă ceea ce am apucat să fac. Și sper să mă susțineți în treaba asta, să nu fac degeaba. Ok, deci modul ăsta care e pe el are mici bug-uri, nu am ce să fac, asta e. Aici avem alte curse, să facem și pasta foarte rapid. M3-ul ăsta mi-o marca viața, frații mei, deci efectiv m-o marcat M3-ul ăsta, l-am iubit. Și sincer îl iubesc și acum, mi-aș dori un M3 și în viața reală. Cred că de aici mi-a pornit pasiunea pentru mașini de la jocul ăsta. Bine, nu a fost primul joc cu mașini care m-am jucat, că am mai jucat și Underground 1 și 2 și pare le-am terminat de grămadă de ori, dar ăsta a fost unul dintre preferatele mele și chiar și în ziua de azi unul dintre preferatele mele. Pentru că dacă nu eram, mă gândesc că v-ați fi dat seama că m-aș fi apucat de alt joc cu mașini, nu de asta.
puteam să iau liniștit Underground 1 sau Underground 2 sau ce mai era pe atunci, Test Drive-ul. Bine, Test Drive-ul e mai nou, Test Drive-ul e chiar mult mai nou. Și cu ăla am ceva proiecte, și cu ăla aș vrea să mă... să mă axez un pic mai încolo, să mă apuc și de el să-l fac. În ăla din Chidi mi-aduc aminte oricum n-ai ce să schimb foarte mult. El arăta bine așa. Avea mici bug-uri la rezoluție și aia e jocul ăla. Chiar dacă era rezoluția maximă, din câte mi-aduc aminte, și el avea mici bug-uri, în sensul că se vedea, nu știu, ciodată umbrele câteodată în el. Nu știu, vedem pe viitor, probabil mă apuc de jocul ăla, sper să vă placă, nu știu dacă îl știți. E unul dintre jocuri recunoscute cu mașini în vremurile alea. 2010, dacă nu mă înșel, sau 2000 mai devreme, ceva. Așa. Dar jocul ăsta, după cum am zis, ăsta mi-a plăcut foarte mult, dar m-am și apucat de el. Și cu ăsta o să-l și fac. Deocamdată, pentru început, ăsta e primul episod, facem un pic de gameplay. V-am arătat cum s-a adăugat o mașină, deși nu știu dacă voi o să puteți să vă adăugați așa. Cred că o să trească un mod Adhitia, dacă nu mă înșel, ceva de genul îi zicea Adhitia, n-am uitat. Deși nu m-am jucat de foarte mult în jocul. Da, am terminat cursa. 254 m-a luat radarul. Nimic. Am dar arată destul de bine reflexele de pe mașină, aia îmi place. Modul ăsta e foarte bun în reflexii. Pentru că dacă mi-aduc bine aminte, în trecut reflexele erau praf la jocul ăsta, nu reflecta mai nimic nicăieri. Mașina parcă era culoare mată, oricât de strălucită ai vrut să faci. Da, strălucește foarte bine. Texturile sunt blanc. Asta e faimosul Razer. Present day challenging. Oricum texturile diferă foarte mult, nu știu dacă am să pot să fac pe video să, după ce editez, să vă las o poză cu jocul normal și cu jocul în sine aici, când mă joc eu, să vedeți un pic diferențele de la el. O să încerc, da, sunt niște texturi. Diferă mult, mult, mult. Cine a făcut modul ăsta a făcut o treabă destul de ok, părerea mea. Și e mult de muncă la ceva din câte știu eu. Și eu am încercat să fac o asemenea prostie, un asemenea mod. Și nu mi-a ieșit, vedea crash-uri, peste crash-uri. Și o să-l bat foarte greu, după cum vedeți. Aha, mă, du-te. Încerc să fac și niște drifturi. Asta era un joc dificil pentru drifturi. Foarte greu. Nu puteai să faci mare lucru, mare drift, dacă vrei. Eu încercai, dar îți ieșa foarte... Mamă, ce l-am luat. Da, vreau să schimb și mașinile de poliție, toate. Vreau să schimb, de fapt, tot. Ai, mă, frate. Vreau să schimb tot traficul din joc, toate mașinile posibile. Cred că este ceva mod în care poți să bagi mașinile din Need for Speed Payback, pe care l-am și l-am terminat de vreo două ori. Și asta chiar când s-a lansat. Și cred că pot să schimb și mașinile din joc. În jocul ăsta, din câte mi-aduc aminte, era cel mai modat joc într-un timp. Găseam o grămadă de moduri posibile pe net. Clădirile, tot. Până și cerul puteai să-l schimbi și pavajul de pe stradă, de tot. Da, aici mi se strică mașina.
de aici ne ia mașina și începe jocul nostru în a-i bate pe cei 15 călăreți fără cal. Și putem să ne luăm mașini după, avem cost și n-avem cash pentru el. Păi o să-mi iau IS-300-le ăsta și o să facem o jmecherie imediat. Buy this car, am cumpărat mașina aceasta. Ok. Mamă, ce headlink periculos are. Încă mai cunosc harta destul de ok. Încă mai știu pe unde sunt curtăturile, pe unde sunt toate alea. M-am zis, a fost un joc care m-a marcat și n-aș avea sincer cum să uit. Sunt obișnuit să dau camera în spate de pe S. Mă joc în general foarte mult Forza Horizon și de acolo mi se trage asta. Da, în fine, ok. Și acum o să facem o mare jucărie aici. Ca să schimbăm mașina asta, ca să nu rămânem cu ea, o să schimbăm, o să o înlocuim cu altceva. Bun. Deci ne ducem free roam. Ne ducem free roam, oameni buni. Deci după cum vedeți arată destul de ok. Hai să schimbăm și mașina asta. Intrăm din nou aici, vă arăt eu. Google. Hai Google. MFS. Și avem MFS Cars, oameni buni, deci asta o să fie site-ul. Pe care de fapt o să mi-l și salvez. O să-i dau așa un copy. Și o să adaug aici, pentru că eu așa fac. Mamă, cum am scris. Mașini. Lăsăm așa și dăm URL-ul. Na, ce-am făcut. Mașini. Inserat, terminat. Și avem aici NFS Cars, pe care o să-l am tot timpul. Aici avem Most Wanted jos, Cars. Și să vedem ce mașini noi avem. Asta știu că acum am băgat-o. Și să căutăm o mașină frumoasă care înlocuiește acel Lexus pe care l-am eu. Și avem așa 2018 Polo, Bentley. Ia să vedem ce e cu Bentley ăsta. Înlocuiește Mucilargo? Nu. De fapt o să băgăm, ia să căutăm aici după cum știți, Cars, și căutăm așa Lexus. Înlocuim Lexus-ul cu ceva mai nou. Lexus filter. Și avem aici ultima postare în 2018 în septembrie. Și avem un Lexus LFA Concept. Ia să vedem. Nu prea place cum arată, sincer, și nu o să-l iau. O să caut altceva. Lexus LC500. Nu știm. Înlocuiește Mitsubishi Eclipse oricum. Noi vrem ceva ca să ne înlocuiască mașina noastră. Așa. LFA-ul ăsta ce înlocuiește? Toyota Supra, nu vrem așa ceva. Lexus GS350 Sport. Și înlocuiește IS-300-le, deși n-aș tare vrea să-l înlocuiesc așa ceva. 2011, aș vrea ceva de aici, ceva cât de cât mai nou. Asta e tot un Lexus și înlocuiește Mercedes-Benz. Asta e un Lexus, dar e ceva mai nou, dacă nu mă înșel. Ba nu, e tot același.
E tot același oameni buni? IS-300 RSS și cred că ăsta e a nostru. Da, oameni buni, ăsta o să-l băgăm, asta o să fie mașina mea, schimbată. Facem așa, ne ducem în folder. Bun, deci ăsta trebuie instalat. Sunt astea care vin înlocuite și astea care vin instalate. English, ok. Mamă, deci cum s-au din sparge timpanile, next. I accept. Și o să-l... Sper că am reușit să dăm un check rapid. Cred că am reușit ce am vrut să fac. Addons, cars, replace. Și avem... A, avem iar addons. Și ăsta o să trească să-l scoatem afară. Deci eram sigur că o să întâmple așa ceva. Ăsta o să trească să-l șterg. Și ăsta să-l pun înapoi. Și bam, oameni buni, avem mașina în joc. După cum știu eu. Să verificăm. Dăm un check așa rapid. Dăm la carer. Și da, oameni buni, avem mașină. Ia. Car. Da, avem mașină în joc. Resum free roam. Ok. Hai să-i dăm afară, să dăm o plimbare. Deci arată într-un mare fel, să zic așa. Tunată, e destul de tunată. Arată diferit față de Lexus-ul ăla. Și are un control destul de ok. Pentru început, pentru că nu-i tunată deloc. E stock. Doar părțile din afară sunt tunate, după cum vedeți. Hai să vedem aici. Putem să parți. Așa. A, deci avem body kit-uri. Body kit în sensul că... Bun, deci nu putem să schimbăm treaba asta. Putem să schimbăm gențele, deși n-aș tare vrea pentru că arată destul de ok. Uts. Aici nimic. Ăsta sus nu... O să-i punem... O să vreau să-i fac ceva la motor. Putem să-i punem race-ul, deși n-avem bani. N-avem bani. Transmission. Nu avem bani. De data asta, dacă vă întrebați, eu n-o să stau să mai fac gen tot jocul. Adică o să-l fac, dar n-o să stau să fac bani pentru mașini și așa mai departe. O să iau un mod, pur și simplu, în care o să-mi fac mașinile. Remove. Așa. La visual performance, cred că putem să ghidăm culoare. Da. O să vă arăt cum să vă luați și un trainer. Uite exact acum o să le iau trainerul. O să ne ducem frumușel aici. Safe house. Bam. Q. Așa. O să vă arăt cum să vă luați un trainer. Cât îmi aduc un trainer. Nu mai știu exact care era. 1.3, eu cred, dacă nu mă înșel. Wow, și-mi intră pe o grămadă de site-uri. Am apăsat permite. Hai, du-mă. Ai, serios, coaie. Nu știu care îi freeze additional cache. Bun, deci hai să vedem dacă e asta. Deci nu mai știu cum. Știu cum arăta, dar nu mai știu exact care era. Mai știu de unde trebuia să-l iau. Dolan from Almo. Hai să vedem.
Ok, deci ne cere parola asta, o să fie ștearsă din calculator, n-are rost să stea aici. Deci foarte greu găsești trainerul ăla. Să căutăm un pic pe YouTube. Credeți-mă că habar n-am, nu mai știu care e. Ăsta-i. Mă înșel? Un video. Ele? Se poate distrai? Nu mă înșel, ăsta e, oameni buni. Trainer aici. Mamă, cât e pace. Serios acum? Hai mai repejor. Hai mai repejor. Deci puteți să vă... E foarte simplu să faceți rost din E4 Speed-ul ăsta. Am văzut o grămadă pe YouTube. Frumos, ați scris pe YouTube. În ziua de azi găsiți cam orice pe YouTube. Asta e și ideea. Nu aflați mai multe. Bun, dar cum îl păstrez? Pentru că aici a scris. Păstrează aici. Păstrați oricum. Asta e trainerul. O să-l tragem direct aici. Da, asta e trainerul. Nu mai știu cum se activa, dar o să încerc eu acum. Are infinit nitro, are bani, are tot ce vrea. Adică n-are, nu-ți dă bani, dar poți să cumperi orice pe gratis sau gen, nu mai știu cum era. Ok, și cred că așa-l și activăm. Acum îi dăm infinit enos. Așa. Get value. Ah, stai că trebuie să-i dau get value. Și dăm 999, right value. Enable all cars part așa. Și cred că acum funcționează. Ia să și testăm. Să mergem și ne tunăm faimosul Lexus Carrier. Trebuie să umplirăm. Da, funcționează. Deci avem aici așa, așa. Am zis că nu schimbăm roți, le lăsăm așa cum e ea. Deci nu schimbăm nimic, o să schimbăm la motor. Punem engine. Am dat controlele foarte responsive, cum să vă zic. Și după cum vedeți, imediat o să fie full mașina făcută. Da, e aproape full. Deci ar trebui să meargă super blană. O să-i umblăm un pic pe la vizual. Și o să-i dăm o culoare, nu știu ce culoare. Să-i dau gen roșu, asta îmi place cum arată. La window dark black și era și dark pear black. Putem să schimbăm astea. Astea o să le schimb eu cu totul. Deocamdată lăsăm așa. Ok, și ieșim afară să vedem cum se comportă. Se comportă.
am infinit mouse. Deci pot să-i dau până în capăt și prinde 300 și ceva deja. Aici nu putem să trecem, nu mi-e de blocat încă. Dar o să mergem să ne cumpărăm altă mașină chiar acum și cred că o să iau exact RS5-ul ăla pe care l-am și băgat. Foarte controlabilă mașina de aici. Wow. Mamă, ce lâmbing pe ăsta. O să mă duc aici. Avem și poliție pe urme deja. Dar care ne-a luat cu 305 la oră. Și continuă. Ai, ne-a prins și poliția, foarte bine. L-am și spart, săracul de el. Uitați ce s-am văd pe mapă. Aici știu că aveam unde ăla, dacă nu mă înșel. Da, uitați. Ok. Dar nu mai știu unde mi-era. Aici am unul singur, mamă. Deci am ce să merg până acolo. Hai să mă duc să schimb mașina. Îmi place foarte mult cum arată așa grafica la el. Deja. Plus având în vedere că o să schimbe o grămadă de chestii pe parcurs. Vreau să fac din jocul ăsta, după cum am zis, nu un joc de 2005, ci un joc de 2005 pe măcar. Ok. Și o să luăm exact... Unde-i? Da, avem toate mașinile deblocate aici, dar o să luăm exact ce ne trebuie nouă, adică RS5-ul. Drive now. O să-i dăm blană să-l și tunăm. Mamă, sună foarte bine. O să încerc să fac și la cockpit view ceva. Deși jocul ăsta nu ar avea cockpit view normal. Dacă vă uitați, nici nu se mișcă volanul când e o stânga sau dreapta, e doar așa. Pentru că e un racing game. În general, astea nu au cockpit view. Deși mai nou se mișcă volanul la ele, din câte știu eu. Hai să vedem dacă are body kit. Are body kit. Interesant. Avem culoarea asta super faină pe el. Are și așa ceva. Trei showcase. Arată bine și nu prea. O să-l las mai mult stoc. O să-l las stoc, dar cu culoarea asta. Așa. A, deci pot să-i schimb asta. Să-l dau jos, să-i las. Avem alte jante, nu ne interesează, schimb, să venim aici. În general, astea au și niște bug-uri, adică gen schimb capota și se schimbă mașina întreagă sau multe chestii din astea. Aici nu se schimbă nimic decât body kit-ul. Îi dăm la performance, îi dăm super, super plană. Deci asta o să fie foarte puternică. Ce nu mi-a plăcut la jocul ăsta niciodată, general, e că nu ți-a arătat cât sky are mașina și cât sky bagi în ea. Dar e ok. Culoarea nu mai putem să schimbăm pentru că i-am pus body kit-ul. Pe roz putem să punem culoare, în general, pe geamuri.
Avem black. Îi dăm așa black. Și cam asta e mașina. Mamă, și am primit o copie. A, foarte, foarte controlabilă mașină. Deci am dat, aoleu. S-au spartă din jamurile. Nimic cu lumea asta nu de damage. Mai rămâne cu acasă. Vede așa luminos. Sunt lipicios parcă, nu știu de ce. Asta mi-s off care trebuie. În fine, cred că așa se vede el. Da, e ok, mi-mi place. Deci mașina arată destul de bine. Numere de Germania. Cam asta a fost și episodul pe ziua de azi. Văd că îmi sună Discord-ul deja la ora asta. Nu știu cine mă sună. O să răspund mai imediat. Păi da, cam asta a fost episodul, oameni buni. Ce să zic, ne vedem în următor episod, în care o să mai găsesc eu ceva de schimbat. Eu sper că v-a plăcut. Aveți jos un buton de like, de asemenea și unul de subscribe. Deja mă fute cineva la cap. Cred că să intru să mă joc, nu știu. După cum am zis, jos butonul de like, de subscribe dacă vreți să vă abonați, să dați un like, să mă susțineți puțin. Și ce să zic, ne vedem în următor episod. V-am pupat, bafte.